Salutare! Începem ziua din mașină pentru că astăzi o să merg la o competiție foarte mișto și foarte inedită. Abia aștept să văd ce se întâmplă acolo pentru că în țară ducem într-adevăr lipsă de vopsitori foarte buni pentru că este vorba de vopsitorul anului și astăzi este proba practică, dar și premiera vopsitorului anului și sincer abia aștept să văd care sunt probele prin care vor trece acei vopsitori și vreau să văd ce iese din mâinile unor oameni care sunt, cred, cei mai buni din țară. Așa ar trebui cel puțin la vopsitorul anului. Abia aștept și sper că această competiție să împingă cât mai mulți vopsitori de a fi cât mai buni pentru că într-adevăr avem nevoie în țară de vopsitori foarte buni. Am ajuns la fix la partea a doua competiție, o parte foarte mișto, care mi se pare crucială. Se cheamă retuș cu pierdere în piesă, cum uniformizezi culoarea elementului nou vopsit cu restul mașinii. Asta mi se pare că e chestia cea mai grea și lucrul de care duc lipsă cei mai mulți vopsitori de la noi și anume să reușească cumva, când ai lovit botul mașinii, să facă botul mașinii să arate fix ca restul mașinii. Hai să vedem ce reușesc băieții ăștia să facă. L-a vopsit? Da, o pup. Hai că e doar o bară. Doar o bară, da, ce poate să fie? Așteptăm acum să se usuce aripile și ușile ca să vedem ce au reușit să facă băieții și apoi o să mai fie festivitatea de premiere. Ai învățat ceva, frate? Și să-mi faci mie mașina? Dacă îmi dai o găleată de vopsea și o pensulă sau cu spray, așa să fac boboc, de nu mai recunoști. E foarte interesantă competiția, după cum am zis, abia aștept să văd cine iese vopsitorul anului. Și băieții ăștia, dacă ai văzut, lucrează la reprezentanțe mari, da? Da, la reprezentanțe. Ceea ce e bine. Și e bine de aflat pe unde lucrează. O să lăsăm în descriere pe unde lucrează băieții, dacă vreți și aveți vreo mașină de făcut, să mergeți la ei. Sunt tare curios eu cu ce l-ajută pe câștigător chestia asta, că este vopsitorul anului. L-ajută să obțină mai mulți clienți sau ajută serviciul unde lucrează să spună, vezi domne, noi avem cel mai bun vopsitor din țară sau... Interesant de aflat. Sau doar așa, cred că de bragging rights. Deci, mamă, eu sunt cel mai bun vopsitor din țară. Mai trebuie să usuci acolo piesele. E foarte, foarte cald înăuntru. Am reușit și am intrat un pic, câteva minute să filmez. Probabil n-ar fi trebuit să intru, dar arată foarte bine piesele. Mă arată foarte mișto și sunt foarte bine făcute. Eu vreau să te apuci de vopsitorie. Pe bune. Este genul de acțiune la care eu aș fi foarte, foarte prost pentru că nu am răbdare. Vopsitoria ține foarte mult de pregătirea piesei. Da, nu ai răbdare. Deci foarte perfecționist. Sunt foarte perfecționist, dar n-am răbdare. Deci nu, n-ar fi de mine. M-aș enerva la prima piesă. Mă apuc eu atunci. Nu. Tu n-ai nici răbdare, nici nu ești atentă la detalii. Era să zic eu ceva acum, corect? Dar îți spun după aia. Zi acum, zi. Am zis că trăiesc cu tine în casă, ceea ce înseamnă că am foarte multă răbdare. Îmi place că jurie, aici a ieșit, și mie mi se par toate, mi se par absolut extraordinar. A ieșit excelent. De asta nu ești în juriu? De asta nu sunt în juriu, că nu văd. Am văzut o găurică mică așa, dar mi se par să uitau eu. Aici nu-i bine. Deci vreau să spun că toate elementele astea arată senzațional, arată vopsit super. După ochiul meu neantrenat. Bună seara și bine ați venit la vopsitorul anului. Să vă povestesc puțin despre competiția asta, vopsitorul anului în România, prima competiție la nivel național dedicată vopsitorilor auto. Concursul care se încheie astăzi s-a adresat tuturor celor care au împlinit vârsta de 18 ani în 2019 și care pot realiza aplicarea produselor implicate în procesul de vopsit auto într-un mediu profesional corespunzător, respectiv o vopsitorie auto. Sunteți cei mai buni 10 din țară, felicitări! Vreau un de aplauze pentru ei! Doar faptul că sunteți aici ar trebui să conteze foarte mult pentru voi. So the third place is Radu Petre. Thank you. The second place is Marius Coman. Marius Coman, felicitări! Câștigătorul în seara aceasta este Adrian Marius Dumitrescu! Cum a fost ziua de astăzi, te rog? Nu am cuvinte. A fost superb. Obositoare, dar mai simt picioarele, dar superb. Anul viitor ce facem? Concurăm din nou. Apar titlul, da. Perfect.